Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a propus schimbul politicianului și oligarhului ucrainean Victor Medvedchuk, cunoscut și drept cum mătru al lui Putin, cu prizonierii de război ucraineni capturați, scrie CNN. Este important ca forțele noastre de ordine și armata să ia în considerare această posibilitate, a spus Zelensky într-o adresare video. De asemenea, președintele ucrainean a avertizat Federația Rusă că forțele ucrainene vor captura mai mulți soldați. Vom stabili întregul adevăr despre toți acești sălbatici, indiferent de cât timp și efort este nevoie, îi vom găsi pe toți. Lăsați-l pe Medvedchuk să fie un exemplu pentru voi, a spus liderul de la Kiev. Amintim că o poză cu oligarhul ucrainean Victor Medvedchuk în uniforma militară armate ucrainene și încătușat a fost publicată pe rețelele de socializare de liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Moscova a comentat incidentul la scurt timp prin intermediul purtătorului său de cuvânt al Kremlinului. Am văzut poza, nu știu cât este de adevărată, ar fi greșit să zic ceva fără să avem o confirmare. Multe știri false circulă astăzi, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, transmite Interfax.